Ceau, îmi place să mănânc aici. Astăzi mă duc înspre Suceava. Am uns pe aici până să laș, cred că. M-am oprit să-mi trag un pic răsuflarea. Dar mă duc cam înspre Suceava, mai am vreo 5-6 ore de condus. O să mă cazez acolo vreo 2-3 zile la cele mai bune hoteluri de la ei și o să vă arăt cum e micul dejun pe acolo și, bineînțeles, o să filmez și până altă parte. Aș fi vrut să mă cazez la cel mai scump hotel de la ei, dar hotelul respectiv n-avea micul dejun sau nu l-am găsit eu nicăieri. Și atunci am zis că hai să mă cazez la cele mai bune hoteluri de la ei conform recenziilor de pe net. Hotelurile sunt unui Balada și chiar aproape de centrul orașului și al doilea e Mandaki. Ăla e un pic mai la marginea orașului. Am ora 11:30-12, probabil pe la 5-6 o să ajung până Suceava și ne auzim atunci în Suceava. No, bun atunci, fiți atenți că am ajuns aici. Vă arat imediat hotel. Deci am ora 5:05, de la 9:30 stă pe drum. Nu, e 5:08. N-am mâncat nimica și tot ce vreau am să bag ceva mâncare ca lumea, sper să aibă aici, că dacă nu, e nașpa rău. Bun, atunci, ăsta e hotelul, practic. Balada. Hai să scotem echipamentele. Luăm numai ăsta. Da, da. Rezervarea noastră este fără mic dejun, nori și mic dejun? Da, da, fără. Numai pentru o zi se poate? Pentru pe mâine dimineața. Se poate. Cât va fi în tot timpul? Deci, dumneavoastră, confort rezervării aveți 180 de lei pe noapte, 2 nopți de cazare, 360, dacă adăugăm 2 micul dejun, dar pentru mâine dimineață, 420, da? Okay. 30 de lei de persoană cu dejun. Ați spus că doriți doar mâine, da? Da, dar nu numai eu singur. A, dar rezervarea e pe cameră dublă. Nu, e pe pat dublu, nu? Adică nu cu două paturi, ci un pat. Nu, e cu pat matrimonial, mai dacă scrieți două persoane. Dar nu știu, numai pe ăla am putut face rezervarea. Ce se întâmplă? N-am înțeles. Atunci 360 cu 30, 390. Ok. Da, mulțumesc, mulțumesc. O zi bună. Și aici? No, bun, nu știu, sper că îmi pot comanda în cameră, că mor de foame. Deci pe drum încoace mă gândeam tăi la hăși de carne, la cârnați așa, așezați pe rudă. Hai să mergem. Cred că încoace. Atâta drum, mor de foame până ajung la cameră. Wow. Bun, hai să vedem camera. No. E pat normal, adică nu știu ce două persoane. Adică eu încap în patul ăsta și e de ajuns. Tot timpul iau un pat din ăsta. Nu pot să-mi iau jumate de pat. În fine. Meniu room service, asta e tot ce vreau să văd. Hai, repede. Hai să despachetăm și comandăm de urgență. Stai să mă scol pe mine. Baia. Arată faimuț. Bun. Nu știu pentru ce sunt astea, adică ce faci cu ele, că nu poți face nimic, nu. Ce e asta? Gen, frate, dă-mi unul de 2 metri sau ceva. Hai să comandăm, că nu mai... Deci nu mai am răbdare aici. Bă, ce orbecă ești, becul ăsta. Oh. Bune, ioi, Doamne. De ce să comand? Numai tremur. Desert. De ce mă uit la deserturi? Fast food. Balada burger. Cheeseburger. Schnitzel în pietru pui. Vinuri. Nu. No.
ceva rapid, vreau, nu vreau să stau 3 ceasuri după. Ok, îmi iau un cheeseburger și un cola de la Calumea. Nu știu pe unde e, dar nici nu mă interesează. Hai că sunt cheeseburger, 25 de lei, hai să vedem cum e. Nu-mi dau seama care e numărul, hai să vedem că poate sună direct. Asta nici nu are ton. Hai, nu stă numere. N-are ton nici. Nu se aude nimic. Este un număr de telefon aici, Ani, hai că sună acolo. Bună ziua, aș dori să comand în cameră, dacă se poate. Un cheeseburger și cola aveți sau Pepsi? Pepsi, vă rog. 222. Nu, 222. Puneți pe cameră, vă rog. Da, da. Și Pepsi, da, da. Vine. Uai, abia aștept să vină. Nu știu de ce nu vine, că au trecut 10 minute deja. Uai, deci simt că mor aici de fond. Nu pot gândi logic, am. Așa. Nu, deci cred că beau tot Pepsi-ul ăla. Iau așa direct și poc! Fac să dispară. Băi, destul de mult. Asta e tot ce vreau. Aur. Excelent. Hai să începem, tată. Bun, atunci hai să începem, că nu mai e vreme de pierdut. Arată frumos. Aici e și Pepsi-ul. Stai să opresc aerul ăsta, că mă enervează. Hai să vi-l arăt mai îndeaproape. Mă, arată făinuț, nu mă așteptam. Hai să vedem cum e. Nu mai știu de capul meu. Excelent, hai să mai bem un pic de nasul. Hai să vedem cum e. Hop. Frumușel, frumușel, frumușel. Bunițel. Vedem ce sos e ăsta. De usturoi. Mai bună și salată. Hai că vă aduc mai aproape. Wow. Mi-aduce aminte de carnea de la McDonald's. Zici că e cheeseburgerul de la McDonald's, pe bune. E bună și salata, ai făcut așa un pic cu oțet. Aia, aia. Sosul e bun, mi-aduce aminte de sosul ăla de la KFC de usturoi. Wow! Mă, un picuț de Pepsi. N-aș spăra. Pentru 25 de lei sau cât o costat, mi se pare decent. Mai are o brânză pe lângă brânza cheddar. Cred că e mozzarella sau... Nu, e cașcaval. Are gust de cașcaval din ăla. E prima oară când vin în Moldova. N-am mai fost niciodată. Până am mutat în regulă. Am dat seama. Burgerul e... ăla medie pe acolo. Murăturile parcă-s făcute... acasă.
Mi-aduc aminte de castraveța aia murață lui bunica mea, gen de jumătate de metru. Și îi punea într-un borcan de la mare, s-a murat acolo. Nu m-a omor după castraveța aia, dar mi-e plac că ea mai mici. Dar e destul de bun. L-am gătat. Uitați-vă, l-am făcut arcea parcea. Să zicem că mere. Posibil să-l mai comand încă o dată, nu sigur, dar sosul e destul de bun, dar chiar mi-a plăcut. Salata ok, cartofii am congelat, dar ok. Mai de seară cumpăr un suvlache din ăla. Sau poate imediat, dacă mă apucă foame, iar îl cumpăr imediat. Și ne auzim mai de seară. Bun, deci fiți atenți, am fost să-mi iau apă și un Fanta. Și m-a apucat foamea mergând până la magazin și înapoi și am zis că atunci am comand de la Elada suvlache gyros. Îmi iau un meniu de ăsta cu suvlache de porc. Mai este unul ăsta Acropoli. Nu văd, nu l-am găsit nicăieri să livreze. Păi atunci am iau de la ăștialalți. No, bun, hai să plasăm comanda. Ai, ai, ai. Să simți tzatzikiul și condimentele alea grecești. Uai, ce măroc e asta! Ni. Suflachi de porc ușor. Arată făinuț. L-a dat cu ceva, nu știu cu ce, pe deasupra, ceva. Chestie galbenă, sper că nu-i ceva brânză. Bă, dar n-o pus pită. A, aici ai nici. Doamne, mă, că nu mai văd, dar nu știu ce băiam. Nu știu ce să zic. Deci vedeți sosul ăla așa deschis la culoare. Deci nu știu dacă e muștar sau ceva sos cu lămâie, dar așa ai impresia că e muștar prima oară când îl încerci. Dacă nu punea sosul ăla, cred că totul era perfect. Minim, aproape, da? Carnea, în schimb, îmi place. Nu e uscată, dar sosul ăla de pe ea, păcat, păcat. Și pita e destul de interesantă, e așa mai gălbuie, nu știu, probabil o face cu ceva, abar n-am. Dar exceptând sosul ăla galben, e destul de bun suflachiul ăsta. No, păi cam atât a fost pe ziua de astăzi, ne auzim atunci, eu mai mânc bineînțeles meniul ăsta, ne auzim atunci mâine dimineață cu micul dejun. După aceea o să mă duc la hotelul Mandaki, o să mănânc și acolo și apoi o să mă îndrept înspre alte meleaguri. Na, bun, am m-am trezit, e dimineață, e ora 10 și ceva. Îi sun imediat să-mi aducă micul dejun și după aia îl băgăm. Numai mi-am lăsat ușa deschisă și mi-a intrat ceva albine aici și nu pot scoate nici cum. Deci aveți grijă dacă... Dar nimeni, dar nu merg încolo. Te duc în parcă aia, mă. Uite, gata. Wow! Am reușit. Am salvat-o. Bună dimineața. Îmi puteți aduce, vă rog, micul dejun la camera 222? La 222. Oh, ok. Aveți ceva? Da, puneți, alegeți, vă rog. Ok. Da. Da, 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 da. Ok, imediat, okay. Ok, mulțumesc. Na, bun, fiți atenți, deci ăsta-i 30 de lei, îți dă cafea, chestii, cafea oricum nu beau, fiindcă nu beau cafea. Aici ai ceva simplu, ochiuri, șunculiță, cârnăcior, așa ne, gogoșari, roșii, brânză, cașcaval, castraveți. Bun, hai să începem. Azi mi-a dat și una din asta, Auckland, hai să o vedem. Cu ce oare? Cred că cu smântână. N-am mai mâncat de mult din astea.
mai de mult la școală, nici nu știu când am mâncat ultima oară, sincer, dar știu că îmi plăceau. Cumpăra maică mea mai de mult. Îmi plac ochiurile, nu sunt făcute foarte tare. Asta e ceva bacon, sperăm că e tele mea. Mere cu un picuț de apă plată. Nu, ce să zic, micul dejun e simplu, e oarecum tipic românesc, dar e bun. Să vedem cașcavalul ăsta. Azi mă duc în Rădăuți să bag o ciorbă rădăuțeană. Probabil clipul ăla o să-l vedeți primul. Asta o punem de încoace. Băgăm numai brânza asta făcută ca lumea. Ăștia nu știu ce, nu-i bag. Asta în schimb ca la nuntă, probabil azi mâncare ăștia la nuntă. Da, păi cam atât a fost pe aici. Micul dejun e bun, nu-i nu știu cât de sofisticat, e genul de mic dejun pe care ți-l poți face și acasă. E practic mic dejun normal, îl poți mânca fără niciun fel de problemă și ne auzim atunci mâine la celălalt hotel, la Mandaki, cu un nou mic dejun. Na bun, am ajuns aici la hotel Mandaki. Hai să ne echipăm și hai să pornim. Ok, mulțumesc. Da, da. Tăjul 1. Măi, mai făinuț un pic hotelul ăsta. Arată așa, are un design mai nou, mai interesant. Hai să vedem cum e și camera. Mi-au dat 114. 233 de lei pe noapte costă. Dincolo era 180. Bă, am uitat să îi zic de mic dejun, dar îi zic după. Micul dejun costă 48 de lei. Nu dau seama care e. Asta e camera și i-am zis, no, să-mi dea una mai liniștită, că nu-mi place cu să fie cu fața înspre șosea sau ceva și mi-a dat chiar aici. No, nici, ăsta ceva, cărți, de prima oară când văd cărți la un hotel, subconștient, nu știu ce, nu vă să fie cu rețete sau ceva, mâncare, ok, hotel, am crezut că e meniu. Probabil este vreun meniu pe aici, dragi oaspeți. Ok. Sau poate nu livrează meniu, nu știu. Trebuie să livreze de lângă. Trebuie să aibă restaurant, că doar e de 4 stele. Hai să setăm 20. Ok, nu știu de unde se setează. În fine, hai să vă arăt baia. Bă, ce se aici? Ce e asta, frate? Sunet? Nu știu ce sunet. Un not disturb, nu știu ce. Stai mă, să pun cartela. Vai, de cap. Nu știam de ce nu mere nimica. Unde e cartela? Aici. Să băgăm acine. Hop. No. Unde ești? Oh. Ok. Mă ușură, ce e asta? Nu-mi dau seama ce asta, ceva sunet. Fine, ok. Oh, ok. Wow, bun. Ne, făinuț. Îmi place. Te felul de săpunuri. Bun, îmi place, e mai elegant hotelul ăsta. Mai elegant, bun. Mă, nu știu, nu văd un meniu, asta e faza. Eu aș vrea să văd măcar. Dacă găsesc vreun meniu, vi-l arat. Păi cam atât ai.
Dacă găsesc vreun meniu, vi-l arat. Dacă nu, ne auzim mâine dimineață cu micul dejun. A, bun, am m-am trezit și hai să comandăm micul dejun. Ui. 9:39. Până la 10 îl servești. Ce-i ocupat? Bună dimineața! Îi puteți zice la room service să trimită micul dejun la 114, că nu sună telefonul la ei? Nu, n-am discutat. Micul dejun standard, n-am idee ce opțiune este. Da, cu tot ce poate pune acolo. Da, mulțumesc. La revedere. O zic că a încercat să mă suni, apoi cum a încercat? Ați văzut că nici eu n-am putut suna, cine știe? Poate nu le măr telefoanele. Noi am zis să-mi pună tot ce se poate acolo. No, hai că așteptăm să vină. Nu știu, vedeți dacă e bine, dacă mai vreți ceva. Da, eu v-am pus... N-aveți cumva suc sau... Ba da, suc de portocale sau de grefe. De portocale, dacă vă rog. Da, se poate. Da, mulțumesc. Vă rog, mulțumesc. Da, mulțumesc. Faza e că n-am știut că nu... N-au o listă din aia să te uiți pe ea să vezi, bă, frate, hai să-mi aleg ceva, știi? Și așa la telefon, nu. De unde să știu ce să-mi aleg? Da. Vă mulțumesc. Bun, hai să vedem mai în detaliu. Cred că e mozzarella. Ceva caș, posibil. Omletă, bacon. Îmi place baconul ăsta. E prima oară când cineva mi-l face așa la un hotel. Îl frige așa mai tare și rămâne așa nițapăn. Salam picant, ceva cârnaț, șuncă, ok, legume, cafea, suc, pâinici și ceva desert. No. Hai să băgăm. Asta e bună, îmi place. Da, deci ai ceva cașcaval, brânză cedar, omletă aici, nu? Hai să băgăm cârnatul ăsta, chorizo. Și asta cred că e ceva caș cu oregano pe deasupra. Da, deci ca idee, meniul ăsta cred că a costat undeva la 50 de lei. Pe Booking zicea că e 48 de lei. Când m-am dus aici la recepție, n-am înțeles exact ce mi-a zis. Am înțeles 49,54. Eu mă gândeam, cum să fie un mic dejun 49,54, adică așa un număr de ăsta aleatoriu. Și noi am dat o bancnotă de 50, te s-a uitat după rest și am zis, nu, dă-l încolo de rest. No, dar ideea e că e undeva pe la 50 de lei, înspre 50 de lei, 48, 49, 50 de lei, pe acolo e. Mi-am luat eu ceva suvlaki de la Spartan și un cola pe lângă meniu și numai bine că după galben vine negru. Da, deci ce să zic, că e un mic dejun normal, nu pot zice că e nu știu cât de sofisticat. Ce mi-a plăcut cel mai mult, omleta, care e destul de bună, mi-a plăcut și cârnațul ăsta, nu știu exact ce fel e, dar are gust ok. Iar restul, acum șunca și salamul nu e nu știu cât de interesant și bineînțeles baconul îmi place. Și hai să trecem la și pituța asta mi-a plăcut. Și hai să trecem la desert, uitați-vă ceva. Mini croissant din ăsta. Îl poți mânca cu cafea, n-are nimic în el. Și ăsta e ceva bucățică de asta micuță cu ciocolată. Na, bine atunci, cam atât a fost pe ziua de astăzi, cam atât a fost aici la Suceava, eu o să mă duc cam în altă parte. Micul dejun e bun și aici și dincolo, dar nu pot zice că
extrem de impresionat, dar acum nici nu știu cât de scump micul dejun. Dincolo 30 de lei, aici ai vreo 50 de lei și bineînțeles ăsta e mai complicat un pic decât celălalt, ai mai multe opțiuni. Deci am mâncat pe orice calunică fără niciun fel de probleme și ne auzim data viitoare.